dar aș începe prin a vă spune la mulți ani. Dumneavoastră, pentru că astăzi faceți o frumoasă vârstă. Începe al treilea război mondial și restul înțeleg. Da, sigur că da. Faceți 44 de ani și aveți o carieră destul de frumoasă ca artist. Uitându-ne în urmă dumneavoastră și uitându-ne special pe CV-ul dumneavoastră, aveți o colecție, o activitate bogată artistică. Cum ați început, domnule Dințu? Da, bine zis, cum am început, de mic. De mic, sigur că da. Și pe urmă o să ne legăm și de specialitatea acestor tablouri, pentru că sunt unice, după câte am văzut noi. Pentru că dumneavoastră chiar aveți o expoziție maraton astăzi. Ați început dimineață la ora 10 la Drăgănești, așa. Acum, la ora 14 la Sala Artis, pe urmă, Biblioteca Județeană, dacă nu urmă, la teatru. La teatru Eugen Ionescu. Și la ora... La 15, ora 16 la teatru și la ora 17 la bibliotecă. Ce să zic? De ce această expoziție ați dedicat-o dumneavoastră maestrului Truță, Nicolae Truță? Ce vă leagă și de domnul Truță? Un bun prieten. Așa... Din păcate s-a dus mai devreme. Mai devreme și îmi pare rău pentru Naie că, nu știu... Vă lipsește foarte mult. Eu plecam ca prieten și ca mentor. Și ca prieten, și ca mentor, și ca sfătuitor de viață, și cu mințenia lui Naie. Eu vă spun pe scurt, ca să știți, am rudele, fiind din Slatina Tatăl, am rudele aici. Dar eu dacă plecam într-o tabără de creație sau la o manifestare dintr-o asta artistică, veneam la Naie și stăteam cu Naie, dormeam la Naie, dar nu dormeam, am toată noaptea de povești cu acest om minunat. Am multe să... Ceva, cu amintire frumoasă, plăcută, pe care... Sau, cu amintire frumoasă? Frumoasă. Da. M-am întâlnit cu o rudă de-a mea, l-a cunoscut pe Naie, scurt l-a cunoscut, a stat de vorbă puțin și mi-a zis mie, băi Marcele, nu te spune, eu cred că omul ăsta e cel mai frumos om de sfat. Da, frumoasă. Așa era Naie, era un om cald, blând. Cel care știu așa, îl cunosc niciodată. Un om care, cum să vă spun, pășa, am mai spus eu, pășa așa în viață, cum pisica pe gard, elegant, fiind, parcă călca pământul fără să-l supere. Ce vă doriți la vârsta asta? La 44 de ani, sunteți la jumătate. Mă rog la Dumnezeu să-mi dea putere, multă putere de muncă, și să nu mă opresc aici. Nu se opresc aici. Asta este, hai să spun, o încercare. Dar la anul va fi o expoziție, nu știu dacă tot în trei locuri, poate în două locuri, dar, cum să vă spun, mult mai de efect. O să merg pe niște, nu știu, O altă prezentare, aceeași manieră de lucru. La un moment dat, la om se vede stilul. Știți, în primul stilul trebuie să se distingă. Da. La mine se vede spontaneitatea, viscozitatea vopselurilor, tușele accidentale, treceri lente și dure, încernelui, cum să vă spun, adânci pe fonduri albe, raportul ăsta de tensionat și degajat. Folosesc foarte mult culorile primare. Aici pot să spun că se știe, cel mai mare contrast este cu contrastul culorilor primare. Ce să zic? Vreau să vă întreb, aruncat, ca să zic așa, la ceva care sper că l-am susținut. Perfecțiunea nu are decât Dumnezeu. Așa este. Vreau să vă întreb dacă copilul dumneavoastră are inclinația asta. Și nu mă supăr. Fiecare om se face în viață ceea ce simte el, ceea ce eu am simțit asta. Dacă mâine mă întrebați la ce facultate vrei să dai, vă spun la arte. Asta am simțit de mic, așa am făcut. Da. Este o tehnică aparte, pe care noi nu prea o întâlnim aici des, așa. Nu întâlnim deloc. El are un stil al lui. Așa este? Da. Mă bucur că pe lângă experimentele lui
de impresionism ăsta modern, de o prezentare nouă, să zicem așa, pentru, mai ales pentru noi slătinenii. Vine și cu lucrări cu studii, ca să arate lumei că el știe meserie. Pentru că nici Vasarely, nici Kandinsky, nici Bernard Léger sau Picasso n-au ajuns așa departe dacă n-au făcut studiu. Gândiți-vă la ceea ce a făcut Brâncuș, ce studii frumoase avea de capete de copii. Și ca să facă o pasăre, face o sinteză a lucrurilor. Acesta este un mod de a face sinteză în artă. Da. Deci merge de la natural, naturalul părăsește treptat până la abstractizare. Însă trebuie să păstreze celelalte valențe ale picturii. Să păstreze compoziția, culoarea și alte lucruri. Și bineînțeles că sunt foarte mulți artiști ai tipului care abordează asemenea stil. Dar pentru noi slătinenii, pentru așa, el este un unicat. Și face bine în paleta noastră artistică. Sigur că e avantgardist. Este frumos și multe dintre ele sunt în fază de experiment. Și am convingerea că va rămâne în timp un expresionism din asta așa modern. Pentru noi și pentru zona Olteniei. Îi doresc numai succes. Da, și pentru că astăzi face 44 de ani. Da, mai ales și la mulți ani, pentru că eu, pe mine mă leagă, Marcel, dacă puteți să filmați, sunt două studii din vremea când îl învățam să picteze. Sigur că da, cu care sunt acolo două studii de desen, pentru că bine că le-a adus, are și alte lucruri de acest gen, ca să arate că el știe meserie. Deci treci dincolo de acest lucru când stăpânești deja o meserie ca lumea. Pictura înseamnă studiul foarte aprofundat, dar de acolo trebuie neapărat să rămâi tu. Să fii tu însuți și să-ți faci creația proprie. Marcel, ăsta este. Este un abstracționist, dacă vreți. Este un experiment, dacă vreți, de artă modernă, care se naște cam pe la începutul secolului trecut. Și sunt mulți din artiștii noi care abordează. Uitați-vă că există asemenea modernism și în sculptură, există și în arhitectură, există modernism și în, dacă vreți, în muzică, există și în teatru. Vedeți ce teatru face Craiova. Pe scenele lumii. Deci încearcă să facă altceva. Nu mai venim cu ceea ce s-a bătătorit secole de rând. Eu pentru asta îl felicit și are curajul să se mențină, cu toate că arta lui este puțin gustată, puțin cumpărată, dacă vreți, puțin folosită de către oameni, abordată, să zicem, dar într-o spațiu modern, într-o casă cu mobilier modern, cu arhitectură modernă, nu poți să pui o lucrare clasică, ci trebuie să-l iei pe Marcel. Tocmai pentru asta, mai ales că astăzi este la mulți ani, să-i spun Marcel. Marcel, să ții minte că amândoi am început împreună să lucrăm și am făcut la același profesor, amândoi, și eu l-am dus pe el să continui. L-am văzut același profesor ca și pe mine și lucrează pe postul pe care am lucrat eu. El a fost profesor la Drăgănești, la Drăgănești, este locul meu. Pe noi le-am foarte multe lucruri. Ați predat ștafeta ca de la tată la fiu. Da, așa este. El pentru mine este un fiu al meseriei. Da. Chiar mai mult decât tată. Mulțumim, domnul Zorzoliu, și vă urăm și dumneavoastră multă sănătate și să ne vedem la alte expoziții. Da, Dumnezeu, sănătate și la alte expoziții. Marcel, mult succes și sănătate, că e ziua lui acum, mi se pare, la mulți ani. Da, și dumneavoastră la mulți ani. Mulțumim. Celui care
neașteptat și timpuriu a dispărut dintre noi, însă sunt convinsă că a coborât pe o rază de soare, pe zăpada geruită strălucitor și este aici cu noi să ne topim împreună sub semnul prieteniei. Marcel Dunsu, probabil că psihologic, din punct de vedere psihologic, ziua de naștere a fiecăruia dintre noi, atunci când este pe o cifră dobret, iată că, 44 de ani, trezește sentimente cu totul și cu totul speciale, trăiri cu totul și cu totul speciale, iar Marcel Dunsu a panoramat această zi de naștere prin organizarea a 4 expoziții personale, pornind de la Drăgănești, a 5 expoziții personale pornind de la Drăgănești, din orașul de unde a plecat și s-a format, și în Slatina, unde se afirmă. Este o provocare pentru cultura noastră personală. Văzând aceste construcții arhitecturale ale lui Marcel Dunsu, fără să vrem, gândul ne duce obsesiv către ceea ce însemna linia dreaptă. Linia dreaptă, în general, a fost o linie ocolită de artiști până la începutul secolului al XX-lea, ea fiind, de fapt, atributul arhitecturii și al construcției arhitectonice, al desenului de arhitectură, și mai puțin al plasticii. Și iată și alta de început de secolul 21 are pretenția de a se apropia mai mult de ceea ce înseamnă cercetarea științifică, de ceea ce înseamnă pretenția și orgoliu științei și mai puțin de ceea ce înseamnă doar simțire. Dacă de la impresionism încoace, s-a vorbit despre simțirea, s-a accentuat simțirea personală în fața motivului, ei bine, arta contemporană pune accentul tocmai pe oarecare obiectivitate și distanțare față de aceste sentimentalisme trăite în fața unui motiv. De aceea a apărut și ceea ce mulți numesc artă abstractă, deci artă non-figurativă, unde am putea să angajăm, dacă vreți, și parte din tipurile de compoziție pe care mi le prezintă Marcel Dunsu. Este o altfel de sensibilitate, o altfel de trăire artistică, nu ca aceea care este legată la noi de memoria literară, de memoria evenimențială, adică evenimente care s-au petrecut în trecutul nostru și care îți sunt reamintite printr-o operă de artă, printr-un peisaj, prin orașul prin care ai trecut și tu mai de mult. Asta nu înseamnă că nu este o artă de mare sensibilitate. Asta înseamnă că s-a mutat accentul sensibilității pe alte elemente care țin de structura psihică și structura intelectuală a omului contemporan. Din partea mea și a muzeului, dați-mi voi să rămânez acest album, să-l felicit, să-i spun la mulți ani. Iar gestul său de a fi între astăzi, în acest moment foarte important al vieții sale, cu această expoziție impresionantă, între fostul diriginte și profesor și fostul stăpân, dacă vreți, spiritual, Nicolae Truță, îl onorează și ne spune despre valoarea sa ca om, pentru că cea de artist, iată, am cunoscut-o astăzi încă o dată. Felicitări! Pentru fiecare dintre noi, începuturile sunt foarte importante și începuturile lui Marcel Dunsu,
mulțumise dacă dată profesorului, dascălui, pictorului, omului, Enzo Zoliu, care, ca și în alte dăși, de fapt, totdeauna, Enzo Zoliu este prezent la manifestările culturale din Slatina. Domnule diriginte, da, într-adevăr, am fost diriginte în clasele gimnaziale. Lucram încă de pe atunci frumos. I-am fost după aceea primul îndrumător pe calea artelor plastice. Are acolo două studii făcute din vremea când se pregătea cu mine. Se pregăteam pentru Facultatea de Arte Plastice. Și chiar de atunci, pentru că eu eram format la școala timișoreană, nici eu și toți cei care am trecut pe acolo folosim linia verticală, construcția în sine altfel mai rigidă și același lucru i-am insuflat și un Marcel încă de la început, la primele sale lucrări pe care dumneavoastră o să le vedeți în această expoziție. Sigur că de Timișoara mă leagă și prietenul meu Truță, am fost colegi de facultate și de an și că noi, dacă vreați, așa toți trei, venim cu învățătura pe care ne-a dat-o dascării timișoreni, cu aplicare mai mult spre modernism, pentru școala de la Timișoara, față de București, abordează mai mult stilurile acestea de artă modernă. Trebuie să înțelegem că asta este o mare greșeală, mă iertați să fac o trimitere în altă parte. Este o mare greșeală când astăzi comunele a trebuit să dea numele străzilor. Și la mine, în comună, spre exemplu, a fost unul dintre cei mai mari aviatori ai României, care este scris cu litere de aur în lista, să zicem, aviatorilor din al doilea război mondial. Și în loc să-i pună numele străzii lui, i-a pus ce se numește Strada Plocului. Am vrut să vă spun acest lucru pentru că noi nu ne învățăm istoria decât pomenindu-ne înaintașii așa cum trebuie. Stimați prieteni, istoria o facem noi cu fiecare zi, dar să fim în stare să o păstrăm și pe celor care au făcut-o înaintea noastră. Bine ar fi să vă gândiți, avem aici un tabel, să-l puteți semna, mă chiar vă invit, cei care considerați ceea ce v-am propus eu astăzi, ar fi bine să vă consemnați numele, pentru că atunci cum vor fi cât mai mulți, vom izbuti. Întotdeauna mulțimea face puterea. Stimați prieteni, încă o dată, ar fi multe de spus. Mă bucur pentru Marcel și vă invit să vedeți un studiu, aici de timpul facultății, un studiu înainte când era el să ajungă la facultate și ceea ce face astăzi. Și vedeți dumneavoastră unde a fost și unde este și ce drum a parcurs. La mulți ani, Marcele, și să ne aducem cu mare bucurie întotdeauna de nare și merită să-ți sărut, doamnă, și întotdeauna să fie alături de noi. Noi vom încerca să-i păstrăm memoria așa cum se cuvine.